Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Esențial de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună cele mai importante știri ale săptămânii. Trei instituții din Reghin vor suferi schimbări în ceea ce privește conducerea. Mai exact, detașamentul de pompieri Reghin, Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară și Poliția Reghin, care vor avea șefi noi. Conducerea acestor instituții va fi asigurată de adjuncți, Iuliu Moldovan urmând să-și exercite funcția până la data de 1 aprilie. Schimbări la nivelul conducerii unor instituții în municipiul Reghin. Este vorba despre detașamentul de pompieri Reghin, Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară și Poliția Municipiului Reghin. Motivele le reprezintă pensionarea comisarului șef de poliție Vasile Oltean, detașarea în cadrul ISU Mureș a lui Ioan Chibulcutean, precum și plecarea de la conducerea spitalului a managerului Iuliu Moldovan. Conducerea acestor instituții va fi asigurată de adjuncți, Iuliu Moldovan urmând să-și exercite funcția până la data de 1 aprilie. După această dată urmează organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției de manager al spitalului. Problema este una sentimentală, pentru că am avut conducători ale acestor instituții foarte buni. La spital, până la data de 1 aprilie, este director în continuare Iuliu Moldovan. Nu putem face nimic. După care, prin dispoziția primarului, o să fie desemnat un interimar până la organizarea unui concurs pentru ocuparea acestui post. Va fi o comisie în care vom include oameni de specialitate pentru a fi foarte obiectivă selectarea. Să avem un manager de calitate, să mergem mai bine, nu mai rău, a precizat Maria Precup, primarul municipiului Reghin. Plecarea directorului Iuliu Moldovan intervine în momentul în care spitalul se pregătește pentru noi investiții, printre care și înființarea unității de primire urgențe UPU. Am un regret foarte mare prin plecarea lui Iuliu Moldovan, deoarece am făcut o echipă, ne-am înțeles perfect. Spitalul la ora actuală arată impecabil, realizat cu bani puțini și cu restricția de a nu face investiții, deoarece este în procedură de retrocedare. Am fost nevoiți să facem două reparații, să nu depășim cadrul legal care nu ne permite să facem acest lucru. Chiar am stabilit un scenariu de a scoate unitatea de primiri urgențe în afara clădirii vechi a spitalului, deoarece nu ne permite infrastructura, a mai adăugat Maria Precup. În paralel, se scrie și un proiect pentru un spital nou, pe jumătatea din terenul aferent spitalului, pe terenul care nu intră în sistemul de retrocedare și speră să obțină finanțare. Sunt promisiuni de la Compania Națională de Investiții pentru finanțarea noului spital. Primarul Maria Precup a precizat că numirea unui nou manager la spital va fi decisă de competența acestuia stabilită de o comisie de specialitate. În ce privește poliția, nu este în subordinea noastră, nu avem nicio putere de implicare, este treaba Ministerului de Specialitate. Este recomandat ca fiecare să-și pună conducător pe care îi apreciază profesional, nu politic și nu local. Nu vreau să mă implic în problema directorului spitalului, nici până acum nu am făcut-o, cum de altfel e valabil în toate instituțiile, pentru că nu mi se pare corect să stabilesc eu cine este bun să conducă profesorii sau doctorii. Ei trebuie să stabilească cine să fie pe posturile de conducere, a subliniat primarul Maria Precup. E nevoie de donatori de sânge în Mureș. Centrul Regional de Transfuzii Târgu Mureș înregistrează o scădere a numărului de donatori și face apele la cei care pot dona să o facă pentru a sprijini bolnavii care au nevoie de sânge. Mureșenii sănătoși pot contribui la rezerva de sânge aflată la dispoziția bolnavilor care au nevoie de transfuzie. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Târgu Mureș face apel la cei care pot să doneze sânge, întrucât în această perioadă se înregistrează o scădere a numărului de donatori. Reducerea ar putea fi cauzată de virozele care nu le permit oamenilor să doneze sânge. La nivel național s-a constatat o scădere a numărului de donatori. Cu același lucru ne confruntăm și noi. Este vorba de o ușoară scădere care s-ar putea datora și faptului că în această perioadă foarte multă lume se confruntă cu virozele sezoniere. La nivelul centrului de transfuzie din Târgu Mureș, media pe zile până în acest 21 martie a fost de 52 de donatori pe zi. Situația ideală la noi ar fi undeva în jur de 60 de donatori. Gestul de a dona sânge poate fi vital bolnavilor care au nevoie de acest lichid. Gestul este recompensat prin legislația în vigoare, ne amintesc responsabilii centrului din Târgu Mureș. Este recompensat cu 7 tichete de masă, scutire pentru ziua donării, indiferent că este de la locul de muncă sau de la școală, dacă este elev student, și poate solicita acel buletin de analiză care indică testele care se fac cu ocazia donării.
Dacă este din Târgu Mureș, poate solicita și o adeverință pentru reducerea cheltuielilor de transport cu 50% pentru o lună pe o linie de transport în orașul Târgu Mureș. Este celălalt avantaj faptul că ajut pe cineva, oferi un strop din ADN-ul tău cuiva care are mare, mare nevoie de sânge. Nu oricine poate fi donator de sânge. Medicii atrag atenția că pot preleva lichidul vital doar de la persoane sănătoase și care îndeplinesc anumite condiții. Prima condiție este aceea de a fi împlinit 18 ani, deci să fie major, să aibă o bună stare de sănătate, să aibă tensiune arterială minim 120/80, să nu fi avut operații chirurgicale în ultimul an, să nu suferă de nicio boală cronică, doamnele să nu fie însărcinate, să nu aibă copil mai mic de un an, persoanele care doresc să doneze sânge să nu aibă alergie la medicamente sau alimente. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Târgu Mureș stă la dispoziția celor interesați să doneze de luni până vineri, între orele 7:30 și 13, la sediul din strada Molter-Caroi, numărul 2, lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență. Primăria Reghin pregătește asfaltarea străzii muncitorilor din Reghin. Lucrarea se va demara după realizarea licitației, iar pentru aceasta, administrația locală a făcut modificări în vederea obținerii certificatului de urbanism. O veste bună și de mult așteptată de locuitorii străzii muncitorilor din municipiul Reghin. Primăria va demara lucrări de asfaltare a acestei străzi. O asemenea modernizare nu s-a făcut până acum din cauza că exista o problemă la infrastructură. Mai exact, a fost nevoie ca toate proprietățile de pe această stradă să fie branșate la rețelele de utilități. În acest moment, responsabilii din cadrul administrației publice locale au făcut unele modificări pentru obținerea certificatului de urbanism, o procedură necesară pentru ca ulterior lucrarea de asfaltare a străzii să poată fi scoasă la licitație. Am aprobat în Consiliul Local modificarea de indicator și aici trebuie să explic ceva cetățenilor, este o mare supărare a mea. Strada muncitorilor la fel, trebuia să amânăm asfaltarea pentru că n-au fost toate lucrările de branșare rezolvate. Am terminat cu toate străzile adiacente și pe strada principală am avut vreo 12 familii care nu erau branșate și așa că am făcut în toamna anului trecut și acum am pregătit pentru asfaltare. Când am făcut ridicările topo, ceea ce e o mare, mare problemă în municipiul nostru, cadastru, domeniului public este în aer, nu poți scrie niciun proiect, nu poți obține nicio autorizație de construcție până această lucrare nu este făcută. Nefiind făcută pe muncitorilor, am constatat că partea care este lângă linia ferată nu este în domeniul public, este a CFR-ului. Nefiind în domeniul public, nu putem interveni să asfaltăm. Va fi o lucrare mare, cu sume imense, pentru că e strada lungă, grea, fără infrastructură și acea parte care este lângă linia ferată, în mijlocul străzii, nu o să putem asfalta. Edilul șef al municipiului Reghin mai arată că odată cu această lucrare, numărul străzilor asfaltate în ultimii ani în Reghin se apropie de 40, iar planurile administrației locale nu se opresc aici. Sper să nu o luați ca o laudă, este o realitate. În cei 3 ani care au trecut de la alegeri am asfaltat 38 de străzi, ceea ce reprezintă 35% din străzile asfaltate. Deci mai avem de asfaltat 40 de străzi. Mai trebuie un mandat ca să terminăm. Și suma nu este imensă. La veniturile care au intrat din vânzarea fabricii de bere, creditele pe care le-am luat, veniturile imense pe care n-au fost utilizate cu priorități stabilite împreună cu cetățenii și acum trebuie să strângem cureaua, să scriem proiecte pentru a atrage surse de finanțare externe. Pentru că strada muncitorilor, strada câmpului, strada Ierbușului, strada Salcâmilor, unde nu este canalizare,
pe sarcâmilor ne trebuie 1.500.000 pentru canalizare, la fel ca și pe Ierbușului. Niciodată nu o să le putem din sursele pe care le avem acum, așa că trebuie să scriem proiecte, să atragem surse atrase de la guvern sau din fonduri europene, și de aceea trebuie lucrările cadastrale făcute. Noi avem pregătite proiecte pentru încă vreo 12 străzi. În total mai avem de asfaltat aproximativ 40 de străzi și sper să ne ajute Dumnezeu să le facem în mandatul viitor, pentru că un municipiu ca și Reghinul nu poate să își parte cetățenii pe străzi pietruite. Este rușine, ținând cont că sunt comune și sate unde toate străzile sunt asfaltate. Primarul municipiului Reghin, Maria Precup, a precizat că toate aceste lucrări de modernizare a străzilor din municipiu, care n-au avut niciodată asfalt, vor ține cont de infrastructura stradală. E nevoie ca toate proprietățile să fie branșate la rețelele de utilități, astfel ca după asfaltare să nu mai fie nevoie să se intervine la structura drumului. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Petrica Șomodi. Compartimentul de primiri urgențe al spitalului din Reghin va intra în renovare și modernizare. Primarul municipiului, Maria Precup, a anunțat că administrația locală reghineană a alocat 400.000 de lei pentru renovarea secției. Investiția este necesară întrucât spitalul Dr. Eugen Nicoară, prin unitatea de primiri urgențe, deservește aproximativ 90.000 de locuitori. Cel mai solicitat compartiment al Spitalului Municipal Dr. Eugen Nicoară din Reghin intră în modernizare. Este vorba despre unitatea de primiri urgențe situată la parterul clădirii principale, care va fi renovată din fonduri alocate din bugetul local. Situația juridică a imobilului a fost explicată de primarul Maria Precup într-un interviu acordat pentru Dareghin TV. Este și acest lucru prioritar pentru noi, ținând cont de volumul mare de lucru pentru cei care lucrează la primiri urgențe și condițiile improprii în care își desfășoară ei activitatea. Aici, cu clădirea spitalului, avem o foarte mare problemă, pentru că este într-un proces de retrocedare. Știm foarte bine, a fost prin testament lăsată Episcopiei Ortodoxe Alba Iulia și cu specificarea să nu se schimbe destinația, dar în timpul retrocedării, până nu se stabilește cine va fi proprietarul, nu putem să demarăm lucrări de investiții, doar de reparații și întreținere. Primarul municipiului a explicat exact cum se va proceda în renovarea unității de primiri urgențe și care sunt soluțiile la care s-au gândit responsabilii pentru a asigura buna desfășurare a activității medicale. Am alocat din bugetul local o sumă de 400.000 de lei pentru această lucrare, dar ținând cont de infrastructură, de spațiu mic, de înălțimea mică al acestei clădiri, împreună cu domnul director, am hotărât să achiziționăm containere tip SMURD, cum avea SMURD-ul la Târgu Mureș, și cu acești bani putem achiziționa o clădire provizorie pe care putem să o ansamblăm lângă clădirea actuală. Fiind provizorie, se poate muta în condițiile în care va fi retrocedată și care va asigura un spațiu funcțional de 250 de metri, cu condiții optime, cu utilități. Edilul, șef al municipiului Reghin, a subliniat că necesitatea de punere la punct a secției vine și ca urmare a calității actului medical și a medicilor buni pe care îi are spitalul. Absolut, cea mai mare parte a județului, și avem și medici de specialitate, ceea ce este o mândrie pentru municipiul Reghin, ținând cont că în alte părți ale țării pur și simplu nu au doctori, deși au foarte mulți pacienți. Noi nu ne putem plânge de acest lucru, și foarte mulți doctori din Târgu Mureș, chiar dacă nu locuiesc în Reghin, au plăcere deosebită să vină să lucreze și pentru noi, și avem specialiști. Și în ultimul timp am alocat și foarte mult sume spitalului, în jur de 800.000 de lei anual, și asta înseamnă că este foarte bine refăcut, reabilitat, și chiar am alocat sume și pentru dotări de aparatură necesare pentru investigare, pentru tratamente, pentru sală de operații și tot ceea ce ni s-a cerut, inclusiv la spălătorie și bucătărie. Am făcut lucruri necesare pentru procesul adecvat.
Datele statistice ale Spitalului Reghinean arată că numărul pacienților sosiți la unitatea de primiri urgențe este în creștere. În 2015, de pildă, personalul medical a efectuat peste 24.000 de consultații. Producătorul reghinean de utilaje agricole și forestiere are anul acesta la dispoziție 3,2 milioane de euro pentru investiții. Suma reprezintă profitul reinvestit al fabricii, pe care conducerea intenționează să-l utilizeze pentru dezvoltarea turnătoriei, modernizarea atelierului de forjă, dar și achiziții de utilaje tehnologice noi în domeniul prelucrărilor mecanice. Revenim la subiect după ce aflăm de la Andrada câte ceva despre vreme. Bine v-am găsit! Luni vom avea parte de un cer mai mult noros. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 10 grade, iar în Târgu Mureș va ajunge până la 11. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Dezvoltarea fabricii de utilaje forestiere și agricole din Reghin continuă și în acest an. Planul pe termen lung de investiții are în vedere pentru 2016 modernizarea unor secții și achiziția de noi utilaje. Conducerea întreprinderii nu lasă niciun an să treacă fără a investi în dezvoltare, iar pentru aceasta își reinvestește profitul. De când am investit în această fabrică, cam toate profiturile au fost reinvestite și acestea urmăreau modernizarea capacităților existente de producție, precum și crearea unor capacități noi, ca să putem astfel să fim competitivi în piață și să reușim să obținem produse de o calitate superioară. 3,2 milioane de euro are la dispoziție în acest an compania pentru investiții, iar direcția pe care o vor lua banii este cea stabilită în planul de dezvoltare pe termen lung. Turnătoria și atelierul de forjă sunt două dintre secțiile unde se investește în 2016. Bani din resurse proprii pe care îi orientăm în dezvoltarea capacităților de producție în turnătorie. Pe zi ce trece avem tot solicitări tot mai mari în zona de piese turnate, în special firme din Occident, din Germania, Franța, Italia, Ungaria. Avem de asemenea o investiție care am început-o anul ăsta, modernizarea atelierului de forjă, unde lucrurile o să se iau practic de la zero, în sensul că dispare tot ce a fost până acum și vom crea o hală nouă în care vor fi utilaje noi, deci iarăși vorbim de tehnologie de ultimă oră. Un alt domeniu care se va dezvolta anul acesta este cel al prelucrărilor mecanice, unde angajații vor avea utilaje tehnologice noi. O mare parte din preocupările noastre sunt prelucrările mecanice. Deci zona de prelucrări mecanice este o zonă care ocupă foarte mult personal, foarte mult timp și atunci este o zonă în care în fiecare an am investit ceva. Am investit decât în tehnologie nouă de ultimă oră. Aici vorbim de produse din Germania sau din Japonia. Vorbesc de utilaje. Deci sunt utilaje de ultimă oră și în acest an urmărim să mai facem niște achiziții. Directorul companiei spune că investițiile vor fi mereu la ordinea zilei. Așa a fost încă de la început, când a preluat fabrica și a vrut să demonstreze că poate crea o întreprindere de succes. Intențiile investitorilor, adică ale mele și ale familiei, în momentul când am investit în IRUM, deci nici de cum nu au fost de a obține niște profituri sau de a, ce știu, niște folose personale, vorbim aici de să valorifici terenul sau să valorifici fierul cei sau la nici de cum. Deci noi am investit de a demonstra că putem face și noi românii ceva de calibru, ca să zic așa, care să aibă un impact nu numai la nivel de Reghin, să aibă un impact și chiar la nivel național și internațional.
Potrivit ziarului financiar, capacitatea anuală de producție a companiei este de 250 de tractoare forestiere, 500 de tractoare agricole și 1200 de tone de piese turnate. Dar mai multe despre cum arată planul de investiții la fabrica de utilaje, dar și cum a început anul pentru producător, aflați urmărind emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21, la Daregin TV. În incinta sediului primăriei Reghin au început lucrări ample de renovare. Echipele de lucru au de reabilitat imobilul în care își desfășoară activitatea lucrătorii poliției locale Reghin. În același imobil funcționează arhivele și administrația piețelor. A început reabilitarea corpului de clădire în care se desfășoară activitatea poliției locale Reghin, subordonată primăriei, unde funcționează arhivele administrației publice locale și serviciul de administrație a piețelor reghinene. Vor fi create condiții mult mai bune, a explicat primarul municipiului Maria Precup. Sediul poliției locale a fost grajdul grofilor care au avut această lucrare. Și vă rog să mă credeți, când am luat mocheta și am văzut ce este în loc de o placă de beton sau de un parchet, mi-a venit să plâng. Nu se poate să fi trăit colegii mei în asemenea condiții. Geamurile improprii, bate vântul, clădirea era dărăpânată. A fost un proiect inițial de 20 de miliarde pentru demolare și refacere. Asta au fost de vreo 8 ani, cred că. S-au retras, banii erau de la guvern, așa că am făcut din surse proprii, am alocat în jur de 100.000 de euro reabilitarea clădirii, fiind și centru istoric, și sper ca în 2-3 luni să facem funcțională această clădire pentru a-și petrece timpul de muncă în condiții optime, că chiar este foarte mare discrepanță între cele două clădiri și nici nu arăta bine. Serviciul de poliție locală Reghin are 27 de angajați. Până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, reprezentanții structurii pot fi găsiți la Casa de Cultură Eugen Icoară, unde li s-a pus la dispoziție temporar o încăpere. Majoritatea polițiștilor sunt însă de găsit în stradă, patrulând, aceasta fiind activitatea de bază a poliției locale. Bursa Generală a Locurilor de Muncă va avea loc la Reghin joi 14 aprilie. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș organizează concursul și la Târgu Mureș, Sighișoara și Târnăveni. La Reghin, evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu, începând cu ora 9. O nouă șansă pentru cei care își caută un loc de muncă ori doresc să îl schimbe pe actualul. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș organizează în data de 14 aprilie 2016 Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Aceasta se va desfășura atât în Reghin cât și la Târgu Mureș, Sighișoara și Târnăveni. Rugăm toți agenții economici să contribuie la buna desfășurare a acestei acțiuni prin anunțarea intenției de participare la sediile de la noi din Târgu Mureș, la agenția locală, sau la punctele de lucru din Reghin, Târnăveni și Sighișoara, sau vă pot da o adresă de mail ajofm@mse.anof.ro cu specificația localității în care dorește să participe la bursă. Invit la această acțiune pe toți angajatorii care au nevoie de forță de muncă și șomerii sau cei care doresc să își găsească un loc de muncă ca să participe. Este o oportunitate binevenită pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. La Reghin, evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu, începând cu ora 9. Da, bineînțeles. Aștept pe toată lumea din județ. Chiar rog mai ales angajatorii să vină, să participe, și colegii mei deja au luat legătura cu mulți agenți care se pot înscrie și să participe, și toți care doresc să-și găsească un loc de muncă sunt așteptați la bursă ca să își găsească un loc de muncă. De joi 24 martie se circulă după noi reguli la intersecția Bulevardului Unirii cu Strada Sării. Comisia de Circulație a Municipiului Reghin a decis instalarea unui sens giratoriu. Oportunitatea și necesitatea unui sens giratoriu au fost studiate de aproximativ 2 ani încoace, iar testele au arătat că este cea mai bună soluție pentru fluidizarea traficului auto în zonă.
O zi importantă pentru circulația auto din Reghin. Începând de joi, 24 martie, se circulă după noi reguli la intersecția Bulevardului Unirii cu Strada Sării. Comisia de Circulație a municipiului a decis, iar primăria, în calitate de administrator al drumului public, a pus în aplicare hotărârea de instalarea unui sens giratoriu în această zonă. Da, aici avem un blocaj de mult timp și băieții de la drumuri și Comisia de Circulație au făcut tot felul de scenarii să relaxăm această intersecție foarte aglomerată datorită traficului greu și mai ales în orele de vârf. Acum, după o încercare, așa, am zis că să trecem la fapte și sper să fie o reușită și împreună cu specialiștii am gândit o mutare a trotuarului, o relaxare, să încercăm să facem și cu electrica ceea ce putem să nu fie în pericol nici pietonii și și mașinile de tonaj greu să poată să beneficieze de sensul generatorului pe care l-am conceput. Sper ca această lucrare să fluidizeze circulația, pentru că în multe perioade din zile, cele mai circulate, această intersecție este o grea încercare pentru șoferi. Ne bucurăm că am primit avizul de la Poliția Județeană ca să amplasăm acest sens giratoriu. Sper să fie în favoarea tuturor participanților la trafic, fiindcă chiar dacă sunt pietoni sau șoferi. De 2 ani de zile am analizat și am studiat amenajarul în sens giratoriu în această intersecție. O intersecție în care circulă traficul greu, cred că o arteră care este cea mai circulată pe braza municipiului. După mai multe studii pe care le-am realizat împreună cu primăria Reghin, administratorul drumului public, am reușit să amenajăm un sens giratoriu deocamdată provizoriu, care sunt convins că va contribui la fluidizarea traficului rutier în zonă. Dar acum este provizoriu, oarecum, în sensul că dacă amplasamentul exact, mă refer la poziționarea efectivă a mijlocului intersecției, poate să fie modificată în cursul săptămânii viitoare, dacă acest lucru necesită. Acum vom vedea cum este efectiv traficul și la mașinile de mare tonaj, unde pot fi probleme. Noi am mai făcut o încercare mai de mult în acest sens și am văzut că se pot încadra foarte ușor, dar vă spun încă o dată, atunci când acest lucru va fi fără poliție și fără organele de control care să dirigeze circulația, doar cu semne de circulație, vom vedea atunci mai exact poziționarea mijlocului intersecției. Este clar cine este în sensul giratoriu are prioritate și după părerea mea, sensul giratoriu este cel mai bun mijloc de fluidizare a traficului pe raza unui oraș sau unui municipiu. Aceeași soluție de fluidizare a traficului a fost găsită și va fi adoptată și într-o altă intersecție aglomerată a Reghinului, punctul de întâlnire al străzilor Gurghiului și Iernuțeni. Reghinul a găzduit joi 24 martie a 13-a ediție a concursului internațional de matematică Gheler David. Evenimentul este organizat anual de Școala Gimnazială Alexandru Ceușanu și Primăria și Consiliul Local Reghin. În sprijin vine de fiecare dată Federația Comunităților Evreiești din România. Declar deschisă ediția a 13-a a concursului internațional Gheler David. La evenimentul găzduit de Reghin, joi 24 martie, s-au înscris 220 de elevi din România, Republica Moldova și Ungaria. Online au dorit să rezolve problemele propuse elevi din Olanda și Croația. Concursul este organizat de Școala Gimnazială Alexandru Ceușanu, Primăria Consiliului Local Reghin. În sprijin vine de fiecare dată Federația Comunităților Evreiești din România. Un mare noroc atât pentru noi că l-am avut pe David Gheler, profesor de matematică în Reghin, l-am cunoscut și eu și chiar am fost la câteva ore. A fost un om extraordinar, iar ceea ce a făcut această instituție de învățământ în numele lui pentru profesorul Gheler David, dar mai ales pentru copiii din generațiile următoare, este un lucru minunat. Pentru că s-a extins și pentru că avem participanți din alte țări, înseamnă că este privit cu foarte multă seriozitate, așa cum ne dorim noi. Îi încurajează pe cei care iubesc matematica să fie mai implicați, să fie pregătiți și să câștige acest concurs. Asta însemnând că își canalizează toată energia și tot efortul pentru a străluci în această competiție și, de fapt, pentru cei mici este un început în viitoarea lor carieră și în modul în care își vor alege clasa în care vor să se perfecționeze în liceu și nu numai. Sponsorizarea noastră este din următorul motiv. Respectivul a fost dus
tânăr, nu știu, 11-12 ani sau cât avea, în lagăr. Și a stat vreo 2 sau 3 ani în lagăr. După aceea, îmbolnăvindu-se de TBC, după 23 august, până s-a refăcut. A terminat liceu, a terminat facultatea și a ajuns un profesor de elită, renumit. Și vă dați seama că e un exemplu foarte bun pentru tineri. Deci trebuie să lupți, să muncești și atunci realizezi ceva. Concursul urmărește să ofere elevilor șansa de a-și testa cunoștințele de matematică, întrucât subiectele sunt de nivel peste mediu. Copiii suntem doi pentru că e prima oară pentru noi. Anul acesta deja, de-abia prima oară am auzit despre acest concurs. Suntem impresionați, am fost în excursie, deci e foarte frumos, bine, sperăm că vom scrie foarte bine. Cât de mult contează până la urmă aceste rezultate? E foarte mult, reprezintă Moldova, cum de cum, e internațional concurs și e bine să fie nota maximă. De câte ori am venit la Reghin, e un concurs care place copiilor și chiar și nouă profesorilor și cu cât mai multe premii să ducem acasă. De obicei duceți premii acasă? De obicei, da, ducem. Și noi așa spunem că nu venim degeaba până la Reghin. Proba a durat 2 ore, iar la finalul ei, elevilor li s-a propus să viziteze orașul. După amiază și-au aflat rezultatele și au luat parte la festivitatea de premiere. Cei mai buni au fost recompensați cu diplome și premii în bani. Cel mai bun elev reghinean la concursul internațional de matematică, Gheler David, a avut parte de o surpriză de proporții. Pe lângă premiul oferit de organizatori, s-a ales și cu 1000 de lei primiți din partea Fundației Profesorii Lisan. Concursul internațional de matematică Gheler David, ajuns anul acesta la cea de-a 13-a ediție, a avut parte de o surpriză. Pe lângă premiile oferite de organizatori, s-a alăturat la festivitatea de premiere și cel care a pus bazele Fundației Profesor Ilisan. Ovidiu Ilisan, unul dintre cei doi fii ai celebrului cadru didactic de matematică Dumitru Ilisan, a oferit un premiu de 1000 de lei elevului din Reghin care a obținut cel mai bun rezultat la acest concurs. În primul rând vreau să vă felicit pe toți, sunteți deosebiți. Cu siguranță ați câștigat respectul cadrelor didactice și ați făcut pe părinții voștri să fie mândri. Și pentru asta, cum spuneți voi, sunteți cool, foarte cool. Sper să reușiți să construiți România viitorului. De asemenea, respect și admirație pentru corpul cadrelor didactice, o meserie nobilă și oameni înnobilați. Fundația Profesor Ilisan, tatăl meu a fost profesor Ilisan, a fost profesor de matematică peste 30 de ani la liceul numărul 1. Acordă o diplomă de excelență în matematică și un premiu în valoare de 1000 de lei concurentei Atenasoae Maria. Felicitări! Mi-a plăcut foarte mult, n-a fost, un pic a fost complicat, dar în mare a fost frumos. Te-ai descurcat foarte bine pentru că ai primit punctaj maxim. Da? Mă bucur. Am muncit destul de mult ca să fac fericită pe bunica mea. Și iată, ai primit 2 premii. Cum ți se pare asta? Îmi pare foarte bine. Ne-am aplicat asupra excelenței. E atât de important ca acești copii deosebiți care sunt, pe lângă faptul că sunt foarte inteligenți și aici vorbim despre matematică, sunt foarte perseverenți, sunt foarte muncitori, e nevoie să ne aplicăm cu toții asupra lor. Excelența trebuie premiată, trebuie ca ei să simtă că efortul lor și munca lor a fost încununată cu succes și recompensată. Este un gest, poate o picătură într-un ocean, dar avem nevoie de astfel de recompensări și sper ca pe viitor acești copii să construiască România aceea la care visăm cu toții. La ediția din acest an a concursului internațional de matematică Gheler David au participat 220 de elevi din clasele 5-8. Ei au provenit din România, Republica Moldova și Ungaria, iar unii din Olanda și Croația au concurat online. Evenimentul a fost organizat de Școala Gimnazială Alexandru Ceușeanu, Primăria și Consiliul Local Reghin, cu sprijinul Federației Comunității Evreilor din România. Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național din Târgu Mureș a ajuns la Reghin cu piesa Soț de vânzare. Spectacolul a avut loc la Casa de Cultură Eugen Nicoară joi 24 martie 2016. Sala a fost arhiplină.
La Reghin am avut parte de un spectacol de teatru de înaltă ținută, joi 24 martie, la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Actorii Teatrului Național din Târgu Mureș au jucat piesa Soț de Vânzare, un spectacol care se bucură de un mare succes în municipiul Reședință de Județ și care a captat atenția reghinenilor, sala fiind arhiplină. Numai că eu nu mai pot să aștept. Puneți-vă în locul meu. Mâine, poimine, fac 20 de ani și nu am nicio perspectivă. Că mâine, poimine, aveți 20 de ani, înțeleg. Dar de mine ce vreți? Ușa, spuneți-mi, ce naiba vreți de la mine? Elena Mihailovna, vă rog, vindeți-mi-l. Da. Cum ați spus, mai ziceți-mi odată. Vindeți-mi-l, vă rog. Ușa, ești afară. Elena Mihailovna, nu vă scolați. După cum spune și Andrei Vasilievici, suntem oameni moderni, așa că priviți lucrurile moderne. Cum e această piesă față de altele în care ați jucat? Este mult mai veselă și mai plină de surprize. Și din câte am auzit, la Târgu Mureș până acum a prins foarte bine. Foarte bine, da. Tot timpul s-a jucat cu casa închisă. Biletele au fost cumpărate cu mult timp înaintea zilei cu spectacolul și publicul pare să iubească piesa. De fiecare dată s-a simțit bine și au plecat foarte fericiți. De fiecare dată Reghin nu a însemnat pentru mine un public la fel de iubitor și de deschis ca și cel de la Târgu Mureș și în general din toată țara, dar parcă acasă te simți mai bine și având în vedere că ne despart doar 20 de kilometri, nu fac diferența dintre Târgu Mureș și Reghin din punctul ăsta de vedere. Cred că n-am mai fost de vreo 6 ani la Reghin cu un spectacol. Și sigur că am emoțiile acestui timp în care publicul din Reghin n-a mai avut șansa să ne vadă și noi de asemenea să stăm în preajma lor. Spectacolul de joi a marcat debutul unei colaborări între Casa de Cultură din Reghin și Teatrul Național din Târgu Mureș. Un nou început, spun eu, o colaborare cu Teatrul Național din Târgu Mureș. Sperăm să fie un început bun și să fie cât mai multe spectacole de teatru la Reghin. Prezența număr atât de mare a publicului reghinean dovedește că reghinenii au fost doritori, au așteptat un spectacol al Teatrului Național din Târgu Mureș și sperăm ca și pe viitor să fie prezență în număr tot atât de mare ca și astăzi. Acest spectacol este cu bilete la vânzare și am umplut sala și un mare succes pentru noi și sunt fericită și nu mai las pe nimeni să spună că publicul din Reghin nu are cultură și nu savurează arta și tot ce este frumos. Și le mulțumesc celor care au venit, celor care o să vizioneze la televizor, ca altădată să regrete și să vină să fie alături de noi în Casa de Cultură, care arată minunat. E o comedie care deja are succes la Târgu Mureș. Are succes și ținând cont că este de la Târgu Mureș, trebuie să fim și aproape de ei și să le demonstrăm că Mureșul este puternic și din acest punct de vedere. Dar mai multe despre piesa de succes a actorilor târgu mureșeni și plăcerea lor de a reveni pe scena reghineană, aflați urmărind emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21 la Dareghin TV. Veste bună pentru cei care doresc o carieră în cadrul forțelor pentru operații speciale. Brigada 6 Operații Speciale Mihai Viteazu și unitățile subordonate sunt în căutare de tineri apți pentru a avea o carieră în acest domeniu. Candidații trebuie să aibă vârsta între 18 și 35 de ani, diploma de bacalaureat, cunoștințe de limba engleză, o condiție fizică foarte bună și să fie apți medical. Cei care își doresc o carieră în cadrul forțelor pentru operații speciale au o șansă în plus. Brigada 6 Operații Speciale Mihai Viteazul și unitățile subordonate au demarat o campanie de recrutare a tinerilor în vederea încadrării în structurile acestor unități de elită ale Armatei Române. Accesul în rândul forțelor pentru operații speciale oferă posibilitatea unei cariere sigure și oferă șanse pentru dezvoltarea pe plan profesional. După promovarea probelor de selecție, recruții vor parcurge mai multe programe de pregătire militară, urmate de calificarea în domeniul operațiilor speciale, etapă care include și atestarea ca parașutist. Candidații trebuie să aibă vârsta între 18 și 35 de ani, studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, cunoștințe elementare de limba engleză, o condiție fizică foarte bună și să fie apți medicali. Cei care doresc sunt așteptați pentru informații suplimentare și înscrierea la selecție zilnic între orele 9 și 15 până la data de 5 aprilie 2016 la sediul Unității Militare Târgu Mureș, strada Nicolae Bălcescu, numărul 23.
Fermierii pot depune oficial cereri pentru ajutorul excepțional, care se acordă celor din sectorul laptelui și produselor lactate. Acestea se depun la Centrul Județean Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș până la data de 8 aprilie 2016, iar fermierii trebuie să îndeplinească anumite condiții. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură APIA Mureș informează că începând cu data de 24 martie 2016 se pot depune cereri pentru ajutorul excepțional destinat fermierilor din sectorul laptelui și produselor lactate, conform hotărârii de guvern 160 din 16 martie 2016. Cererile se depun la Centrul Județean APIA Mureș până la data de 8 aprilie 2016. Pentru a beneficia de ajutorul financiar, producătorii de lapte de vacă trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Sunt înscriși în sistemul cotelor de lapte la APIA prin compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări pentru anul de cotă 2014-2015 și dețin cotă de livrări la data de 31 martie 2015. Sunt în activitate, au încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabilă la data depunerii solicitării cu un prim cumpărător și dețin cel puțin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui aferent contractului. Producția de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone de lapte în anul de cotă 2014-2015. Suma cuvenită fiecărui producător în cazul ajutorului financiar se calculează de către APIA conform cantității de lapte livrată în anul 2014-2015. Materialele de informare referitoare la campania de primire a cererilor de acordare a ajutorului financiar în sectorul laptelui sunt disponibile pe site-ul APIA, www.apia.org.ro. Aproape 2 milioane de români de rit catolic sărbătoresc la sfârșitul săptămânii Învierea Domnului. Tradițiile pascale au elemente specifice de la țară la țară. În Reghin, dintre toți locuitorii, 17% sunt reformați, iar aproape 8% sunt romano-catolici. Peste 8.000 de regineni serbează în aceste zile Paștele. Cifra reprezintă cei 25% din populația municipiului de confesiune reformată sau romano-catolică. Sărbătoarea vine cu o serie de obiceiuri, între care cel mai spectaculos este considerat stropitul. Acesta provine din Germania, iar la început stropitul se făcea cu apă. Ulterior a fost folosit parfumul. Apa este simbolul purificării încă din precreștinism și pentru faptul că apa provine din fântâni, a apărut împodobitul cu oua fântânilor din sate. Printre alte obiceiuri de Paști, la catolici se numără dăruirea și ciocnitul ouălor. Sărbătoarea Paștelui poate fi asociată cu primăvara. Retrezirea naturii la viață simbolizează noua viață pe care creștinii au câștigat-o prin crucificarea și învierea lui Isus. Pe de altă parte, sărbătoarea marcată pe 27 și 28 martie face ca angajații și elevii catolici și reformați să primească o zi liberă luni 28 martie, în a doua zi de Paște. Doamnelor și domnilor, esențialul de Reghin se încheie aici. Urmăriți în câteva momente jurnalul de vreme. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Pe parcursul zilei de luni, vremea va fi mohorâtă. Termometrele vor indica valoarea de 10 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș vor fi 11 grade. Pentru Luduș și Ierniu sunt estimate 11 grade. 10 vor fi în Sighișoara și în Batoș, iar la Sovata și în Stâncen vor fi 9 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi și în afara județului nostru, cerul va fi parțial noros. În Brașov sunt prognozate 9 grade. 10 vor fi în Bistrița, la Sibiu și în Cluj-Napoca. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 12 grade, iar în București, temperatura maximă va fi de 13 grade Celsius. Luni noaptea, cerul se menține noros, dar șansele de precipitații vor fi reduse. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 1 grad, iar în Târgu Mureș 0. Pe parcursul zilei de marți sunt preconizate ploi. În Reghin sunt prognozate 9 grade, iar în Târgu Mureș vor fi 11. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!